trecem acum, dragii mei, prin sectorul preocupărilor medicilor veterinari. La mai bine de 4 ani de la descoperirea primului caz, pesta porcină africană creează și acum probleme acestui sector. În același timp, la nivel mondial, foarte multe țări raportează cazuri de gripă aviară și au măsuri împotriva răspândirii acestui virus. Care sunt problemele fermierilor și cum vin în ajutorul lor cei de la Direcția Sanitar-Veterinară? Aflăm în acest sens totul prin intermediul Ancăi Lăpușneanu și a celor cu care a stat de vorbă. Din păcate, una dintre cele mai mari probleme cu care ne luptăm astăzi în sistemul sanitar veterinar este pesta porcină africană, care pune probleme la nivel național. Și la nivelul județului nostru am avut focare care la acest moment toate sunt închise. Ce ar trebui să respecte fermierii? Legat de pestă, mai ales de pestă, condițiile s-au tot vehiculat, tot felul de condiții. Fiecare nu este chiar așa de greu de a obține aceste condiții. Condițiile minime de biosecuritate la nivelul gospodăriei populație este acea dezinfecție. Trebuie să ai curtea, adăpostul animalului îngrădit. Condiții însemnând ce? Ca proprietarul, înainte să intre în adăpost, să își schimbe hainele de stradă, să-și ia o cizmă dezinfectată, un halat, care cu acestea intră în adăpostul porcilor, să nu hrănească porcii cu resturi alimentare, iar după ce termină tot această procedură, se întoarce, se dezbracă de acele haine și se îmbracă în cealaltă și având un dezinfector la intrare, unde face acea dezinfecție și să nu permită accesul altor persoane acolo. Și sigur, la orice semn de îmbolnăvire, să fie anunțat medicul veterinar care știe toate măsurile care trebuie luate. Și sigur, vorbim de identificarea acestor porci pentru a avea o transabilitate și așa mai departe. Dar nu sunt niște condiții care nu pot fi îndeplinite. Iar toate acestea pot fi aflate de la medicul veterinar care se află în acea zonă, pentru că noi avem în fiecare localitate câte un medic veterinar de liberă practică împuternicit care răspunde de zona respectivă. Știți deja cu ce probleme se confruntă fiecare fermier, fiecare consumator, sigur, localnic? Ce propunere aveți pentru conducere? Adică să... Sigur, fermierii, pentru fermierii, o mare problemă, mai ales acum, eu mă refer și la nivelul județului nostru, unde avem peste 25-26 de ferme de suine comerciale. Durerea cea mai mare a dânșilor este exact pesta porcină africană, unde în momentul în care apare un focar de pestă și dacă apare în cercul acela de care probabil știți dumneavoastră de 3 km, 10 km supraveghere și dacă intră în acel cerc, atunci din păcate trebuie, aceste ferme sunt blocate pe o perioadă de 30 de zile conform regulamentului european, ceea ce vă dați seama este o lună și ceva. Economic este pentru ei, poate să ducă inclusiv până la faliment, ceea ce este o mare problemă. Și cum le preveniți până la urmă? Sigur, aici informări. Este, sigur, se fac informări la nivel de comune. Facem aceste acțiuni cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru consilieri. Noi lunar facem consilierile legate de biosecuritate și problematica peste porcine în fiecare gospodărie a populației. Încercăm să sensibilizăm populația, gospodăria populației să aibă foarte mare grijă de transabilitate, de tot ceea ce fac acolo pentru a nu apărea aceste focare. Deci, practic, nu este ușor. Focarul vin din afară, nu? Sigur, din, acum, cum ați știți, mistreții sunt vectorul, unul din vectorii principali. Aici trebuie avut foarte mare grijă. Eu, sincer, cred că doar împreună cu toate instituțiile care ar trebui să se implice și trebuie să se implice, pentru că direcțiile veterinare singure nu vă pot face față la acest lucru fără alte instituții. Aici, începând de la ecarisare, până la, vorbind de fondurile de vânătoare, care trebuie supravegheate mult mai bine, poliție, mediu și așa mai departe. Sunt mai multe instituții care, fără aportul fiecăruia, lupta cu pesta porcină africană este practic imposibilă.
Au mai fost cazuri când au prins mistrețul, l-au omorât și l-au ars fermierii respectivi. S-a dus astfel acel focar? Astfel sau de e practici o greșeală? Nu sunt recomandate. Pentru că date se găsesc în timpul patrulărilor, apropo de ce vorbeam. Și se dădea o anumită cotă, nu? De vânătoarea... Este o cotă, sigur. Dacă prins un... Problema este dacă în acele patrulări se găsește un porc mort, imediat trebuie convocată acea comisie, împreună, sigur, cu direcția veterinară. Acel porc trebuie îngropat, se recoltează anumite probe. Nu, sub nicio formă, acel porc nu se mută, nu trebuie... Nu mai vorbesc de, Doamne ferește, a tranșa sau distribui sau alte chestii care pot să le treacă prin cap și cuiva. Se plătea anumită un fel de recompensă, nu? Pentru aceste probe sunt... Este un dar nu erau program. Livrate anul trecut, nu, încă nu s-au dus duseră. Să știți erau... că la noi, cel puțin pentru aceste probe care sunt aduse și gărează, se decontează. Este o anumită sumă, sigur, acum nu este o sumă foarte mare, dar... E o încurajare pentru cei care aduc aceste probe, inclusiv pentru vulpi și anumite alte care sunt în programul strategic. Dar, repet, aici trebuie o colucrare foarte, foarte bună, pentru că cu pesta porcină este foarte complicat și foarte greu de luptat și singuri nu e foarte ușor. Nu e foarte ușor. Și, repet, ce spuneați dumneavoastră de fermieri, aici, da, este o mare problemă. Pentru că să blochezi aceste ferme pentru o gospodărie unde a apărut un focar este foarte, foarte pe nasol. Adică nu e... Gândiți-vă că am avut la un moment dat un focar care a blocat în cele lucruri de cele 10 km undeva în jur la vreo 7 ferme cu un efectiv, undeva efectivele la cele 7 ferme se ridicau undeva la vreo 50.000 de suine. Aceste ferme să le blochezi 30 de zile, gândiți-vă că pierderile sunt foarte mari, economice. Și atunci, sigur că cât se poate, noi tocmai cu aceste lucruri ne confruntăm aproape zilnic. De a informa proprietarii, de a înțelege că pesta nu este o boală, nu este o făcătură. Că sigur, toată lumea zice, bă, iară veniți cu... acum cu ce mai veniți? Că veniți cu pesta, data trecută cu aviara, acum cu ce mai veniți? Vaca nebună. Nu, vaca nebună cu de toate. Lumea trebuie să înțeleagă că mai ales noi, medicii veterinari, chiar nu ne dorim acest lucru. Dar, din păcate, există. E o boală care există și cu care ne luptăm zilnic. Și cei mai afectați sunt, într-adevăr, fermele comerciale. Și asta, da, este o problemă. Sigur, acum, responsabilizarea a tuturor, repet, instituțiilor, este foarte importantă. Și de aici, sigur, putem începe și alte discuții. Dar asta este cel mai important, pentru că în momentul când instituțiile toate la oaltă își fac treaba și respectă anumite planuri, lucrurile pot decurge mai bine. Vă mulțumim și mult succes! Cu mult drag și vă mulțumesc și eu pentru oportunitate.